La centrele de examinare au fost depuse luni fix 1107 de contestații, cele mai multe, 401, venind de la absolvenți de liceu nemulțumiți de nota primită la matematică. Un număr de 334 de elevi au solicitat recorectarea lucrărilor la limba română, 144 la biologie și 76 la istorie. Lucrările au fost duse la o comisie de recorectare din județul Vrancea, iar rezultatele finale au venit azi. În urma recorectării, Buzăul este punctat cu o promovabilitate de 51,86%, un procent mai ridicat față de rezultatele inițiale. În urma soluționării contestațiilor avem un procent crescut de absolvenți. Au mai reușit 39 de elevi să promoveze examenul de bacalaureat, astfel că procentul de promovabilitate este în prezent 51,86%. Contestațiile noastre au fost soluționate în Centrul Regional de Contestații de la Vrancea. În urma recorectării au apărut și surprize. Un elev care a obținut inițial nota 6,70 la limba română, după recorectare a primit 9,40. Tot o diferență mare s-a înregistrat și în cazul unui alt absolvent care a depus contestație la sociologie. El obținuse nota 7,04, iar după recorectare a fost punctat cu 3,80. Pentru astfel de diferențe foarte mari se va institui o comisie de anchetă care va analiza cum este posibil să se înregistreze o diferență atât de mare.